Suntem din nou în direct, iar în 3 minute avem să vă spunem foarte multe și dorim să continuăm să-i răspundem lui Vasile, care ne întreabă dacă este greșit să consumăm fructe la una, două zile după efectuarea tratamentului cu produse de contact. Acestea se spală? Le putem. Dacă le spălăm, nu este nicio problemă. Tot Vasile întreabă dacă timpul de dacă efectuăm ierbicidări pe bază de glifosat, ierbicidările sunt influențate de temperaturile scăzute? Deci ierbicidul respectiv este influențat, nu ierbicidul ca atare. Dacă planta suferă un stres vis-a-vis de condițiile climatice, atunci efectul ierbicidului este zero, pentru că planta trebuie să absorbă substanța și să o transmită până în rădăcină. Dacă fenomenul respectiv nu se produce, efectul ierbicidului este zero. Tot Vasile ne întreabă dacă este adevărat că pe un teren unde urmează să se înființeze o plantație de viță de vie este interzis folosirea ierbicidului pe bază de glifosat. Nu, nu are nicio importanță, pentru că se prelucrează. Ierbicidul glifosat nu se absorbe prin rădăcină, numai prin frunză. Cosmin ar dori să cumpere semințe de varză românești de la un prieten din Lungulețul, le produce răsadurile singur, doar că el a avut probleme cu ervinia și cu hernia verzei. Ce riscuri pot apărea și cum poate trata deci planta? Deci trebuie să știe, n-am avut încă asemenea întrebări, dar e interesantă întrebarea, să știe toată lumea, ervinia și hernia verzei nu se transmit prin sămânță. Prin sămânță. Ele sunt în sol, deci acolo trebuie. De aceea recomandăm noi dezinfecția solului cu formol sau basamin. Florin vă întreabă ce recomandați dorește să înființeze o cultură reușită de flora soarelui și de porumb. Ce îngrășăminte complex înainte sau la pregătirea? Deci la pregătirea patului germinal. Acum se face arătura. În primăvară se pregătește patul germinativ. Odată înaintea semănatului se poate administra sau odată cu semănatul. Cantitatea este de 300 de kilograme îngrășământ complex la hectar. Complexul trebuie să fie în mod echilibrat. 20-20-20 sau 16-16-16 sau 15-15-15. Iar la efectuarea primei plașile se mai poate administra fie un îngrășământ granulat, fie dacă are pe mașină, cum spune, fertilizatoare, fie se poate administra după prașilă sau înainte de prașilă, se poate administra cu mașina de ierbicidat un îngrășământ foliar. Atât la cultura mare, cât și la cultura de legume putem folosi și este indicat să folosim Teracalco. Este un amendament. Este un alt produs, se folosește mai mult în legumicultură, pe suprafețe mari, pentru că el reface structura solului, o îmbunătățește, cantitatea mare de calciu care se încorporează în sol, de asemenea combate melcii fără cochilie. Este un lucru foarte, foarte important de știut, pentru că produsul respectiv aplicat aduce un beneficiu mare producției. Din păcate, timpul emisiunii al ultimei ediții din 2019 s-a încheiat. Suntem mândri că vă putem fi alături, că vă putem transmite câte puțin din cunoștințele noastre. Domnul Ghibu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată activitatea și, nu în ultimul rând, pentru răbdarea oferită. Eu vreau să le transmit telespectatorilor multă sănătate, fericire, să aibă sărbători fericite, un an nou plin de bucurii și de recolte bogate. De asemenea, vreau să transmit sărbători fericite și un an nou fericit colegilor din rețeaua fitosanitară, care încearcă, așa puțin cât sunt ei la ora actuală, să facă câte ceva pentru a reda plantelor sănătatea pe care ar fi trebuit să o aibă. Vă mulțumesc și eu, atât dumneavoastră, cât și celor care ne urmăresc, că împreună putem face lucruri frumoase. Le mulțumesc și colegilor mei din regie care ne susțin din umbră și vă doresc tuturor sărbători fericite și mulți ani cu sănătate. Toate cele bune, să ne revedem sănătoși și cu bine în 2020. La mulți ani!